Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Autobloc.md recomandă Raiffeisen Leasing, programul tău de finanțare cu dobândă anuală de doar 6,7%. Bine v-am găsit, dragi prieteni, Constantin Mihalache de la Autobloc.md sunt. Astăzi vreau să vă prezint o mașină foarte specială. Este vorba despre noua Toyota Corolla Facelift, un model care a venit de curând în Republica Moldova și care va fi deosebit de întrebat aici. Haideți să vedem care sunt, de fapt, noutățile pe care le aduce versiunea restilizată și ce impresii va produce. Prima mea întâlnire cu cea de-a 11-a generație Corolla avea să aibă loc aproape 4 ani în urmă, atunci când am condus-o pe drumurile de pe insula Mallorca. Pe atunci am rămas impresionat de acest model și cred că nu putea fi altfel, din moment ce Corolla este cel mai vândut automobil din istoria omenirii și o adevărată legendă în gama Toyota, care de curând a aniversat 50 de ani de când se află pe linia de asamblare. Acum în fața noastră avem versiunea restilizată a modelului și mă bucur foarte mult să vă spun că noua Corolla chiar arată mult mai frumos mulțumită farurilor față, care cu ajutorul grilei frontale zici că se unesc, formând un tot întreg. Spatele se laudă acum cu blocuri optice LED, care pun în evidență foarte frumos acest model pe timp de noapte. Să trecem acum și la spațiul de depozitare a bagajelor. Portbagajul acestei Toyota Corolla Facelift are și măsoară 452 de litri. De fapt, toate cifrele care se apropie de 500 de litri sunt foarte bune, deci un portbagaj foarte încăpător. Vor încăpea aici toate bagajele, absolut, a tuturor pasagerilor. Iar în plus mai puteți avea și în partea de jos o roată de rezervă de dimensiuni normale, ceea ce este întotdeauna binevenit, în special pe drumurile din Moldova și România. Deci o mașină foarte potrivită cu care să mergeți fie în vacanță cu familia sau, de ce nu, să mergeți în deplasări de serviciu și astfel să vă puneți aici toate bagajele. Să vedem cum se conduce acum noul model. Însă înainte de a urca la volanul acestei mașini, am zis să văd cum stau lucrurile pe bancheta din spate. Vreau să vă vorbesc acum și despre locurile din spate. Am poziționat scaunul din față după preferințele mele, așa cum stau de obicei la volan, iar asta am făcut ca să vedeți și voi cât loc rămâne aici pentru picioare. Mă voi așeza mai confortabil. Puteți vedea aici în partea de sus, la genunchi, foarte mult loc am, iar cel mai important este că picioarele le pot băga chiar și sub scaun, astfel pe distanță nu va fi mai confortabile. La unele modele, de fapt, scaunul șoferului și al pasagerului este amplasat atât de jos încât nu poți face asta, dar iată, în Corolla este posibil și, vă spuneam, este confortabil pe drumuri lungi. Încă un lucru interesant care, de fapt, îi va place celui care va urca pe locul din mijloc, de pe bancheta din spate, este că Corolla nu are un tunel central aici pe mijloc, ceea ce, din nou, este foarte confortabil și vă va face să nu vă amorțească picioarele în drum. Deci, Toyota Corolla rămâne a fi o mașină foarte spațioasă. Autobloc.md alimentează doar în stațiile Lukoil Moldova. Vă recomandăm și vouă doar combustibil de calitate de la Lukoil. Interiorul noii Corolla Facelift a suferit mai multe îmbunătățiri, cum ar fi forma nouă a volanului, planșa de bord ușor redesenată și materialele utilizate. Un lucru interesant, pe Toyota Corolla Facelift au început să apară deja unele dotări pe care anterior nu le vedeam chiar și pe alte modele din gama Toyota. Și vorbesc acum în primul rând despre oglinzile retrovizoare, care odată oprită mașina, ele se vor strânge astfel încât să nu le atingă cineva în parcare. Dacă nu mă greșesc, acest sistem nu este pe niciun alt model din gama Toyota și mă bucur că l-am văzut pe Corolla. Mai este și un sistem de încălzire a volanului, ceea ce iarăși m-am bucurat să văd pe Corolla. Și spun asta pentru că nu este un secret că coreienii, oferind diferite mașini la preț destul de rezonabil, le mai și dotează cu foarte multe dotări pe care în mod normal fie nu le găsești, fie trebuie să plătești destul de mult la alți producători. Începe și Toyota să facă acest lucru și să împingă în față dotări pe care anterior nu le-am văzut
pe Corolla. Avem și un sistem regândit, Toyota Touch 2. Este în totalitate cu comenzi tactile și iată, trebuie să apăsați pe aici ca să îl porniți și tot așa mai departe. Iată, eu am pornit radio. Îl voi opri pe momentul, în timpul filmării. În plus, este un sistem la care puteți conecta telefonul mobil, puteți vorbi prin Bluetooth, adică ca să nu țineți telefonul la ureche atunci când mergeți la volan, să puneți muzică, să o ascultați prin intermediul portului USB și multe, multe alte lucruri. Deci un sistem regândit, aceste comenzi tactile, să zic așa, acești senzori, va trebui să vă obișnuiți cu ei un pic, dar na, până la urmă o să vă descurcați. Sistemul de climatizare în acest caz este pe două zone, deci un sistem de climatizare destul de bun. Și cei din față mai beneficiază și de încălzire la scaun. Trecând la partea tehnică, aflați că în Moldova, noua Corolla poate fi pusă în mișcare de un motor de 1,33 de litri, ce livrează 99 de cai putere, sau de propulsorul pe benzină de 1,6 litri. Motorul de 1,6 litri, care are 4 cilindri și este pe benzină, livrează 122 de cai putere. Este cel mai puternic motor oferit pe Corolla în Republica Moldova. Un motor care trage destul de bine și, spuneam, mulțumită CVT-ul, nu se prea aude de sub capotă. Iar în timpul acestui test drive, eu iată, am înregistrat și un consum extraurban de vreo 4,5 litri la 100 de kilometri parcurși cu Corolla pe traseul Chișinău-Leușeni. Deci era un drum destul de liber și am mers vreo 90-100 de kilometri la oră. Este pentru prima dată când eu rămân destul de impresionat de o cutie CVT. Dacă până acum întotdeauna spuneam că nu aș vrea să am niciodată o cutie CVT pe mașina mea, iată că în cazul unui model de genul acestei Corolla, nu aș vedea o problemă. Spun asta pentru că de obicei pe o Corolla nu te așezi la volan ca să apeși foarte tare pe accelerator. Dacă vrei o mașină mai sportivă, cumpere altceva. Este o mașină de familie sau o mașină cu care n-a să mergi de la un birou la altul în timpul lucrului. Motiv pentru care dacă mergi cu Corolla și ai modul eco pornit, acest CVT va avea grijă ca mașina să consume cât mai puțin combustibil, să pună la treabă motorul pe benzină cât mai puțin, astfel încât consumul să fie unul foarte și foarte decent. Din acest motiv, iată că nici măcar nu se face auzit în modul eco acest motor de sub capotă, CVT-ul are grijă să îl pună la treabă exact așa cum trebuie, încât să consume puțin și să nu se facă auzit. Deci o cutie destul de ok pentru zonele urbane și pentru cei care își doresc un consum de combustibil cât mai redus. Calitatea materialelor este tipică, de fapt, pentru segmentul din care face Toyota Corolla parte. În partea superioară avem plastic ceva mai moale, inclusiv a ușilor pe planșa de bord, în timp ce în partea de jos plasticul este tare. Întâlnim acest fenomen pe toate modelele din acest segment. Partea bună că în cazul Corollei simți această calitate japoneză a asamblării. Nu prea se aude ceva în interior, nu scârție nimic. Eu am întâlnit mașini și noi care scârțiau chiar de la 0 km. Aici nu auzi absolut nimic și este o mașină care ți inspiră încredere, care ți inspiră, iată, calitate și multe alte lucruri pozitive. Doar ascultați cât este de liniște aici în interior. Rulez cu aproape 2000 de rotații pe minut, am vreo 60 de km la oră. Mașina asta este foarte silențioasă și chiar mă bucur că cei de la Toyota au reușit să o facă atât de bine. Per general, Corolla creează o impresie pozitivă și cel mai important este că nu se percepe ca un model ieftin. În Corolla ai acum o sumedenie de dotări pe care le poți găsi în modele mai mari, în timp ce ținuta de drum este tocmai potrivită pentru calitatea drumurilor din Moldova, din moment ce suspensia absorbe cu ușurință denivelările din asfalt. Acum că am ajuns la finalul acestui test drive, vă invit să aflați care sunt costurile de cumpărare și asigurarea noii Toyota Corolla facelift în Moldova.
În țara noastră, acest model are un preț de start de 12.500 de euro pentru versiunea cu motor de 1,33 de litri, în timp ce prețul versiunii cu motor de 1,6 litri și dotări maxime ajunge la 18.000 de euro. Dacă decideți să procurați mașina în rate, vă recomandăm programul de finanțare oferit de Raiffeisen Leasing cu doar 6,7% dobândă anual. Astfel, cu un avans de 40%, va trebui să achitați din start 7.200 de euro, pentru ca ulterior să mai plătiți câte 482 de euro timp de 24 de luni. Trecând la asigurare, vă recomandăm să apelați la rapidasig.md, brokerul de asigurări cu cele mai calitative servicii. Astfel, costurile de asigurare obligatorii ar fi de 694 de lei, în timp ce asigurarea casco vă va costa 810 euro în primul an. Acesta a fost test drive-ul nostru cu noua Toyota Corolla facelift, o mașină care mi s-a părut cinstită cu cel care o va cumpăra. Are un motor de 1,6 litri destul de bun, care nu se face auzit prea tare, asta doar dacă nu turezi foarte tare motorul. Pentru prima dată mi-a plăcut CVT-ul, care cu ceva timp în urmă încă a fost un pic regândit, dar iată, în modul eco, cu ajutorul lui nici măcar nu am auzit motorul și nu am simțit tot felul de lucruri pe care nu aș fi vrut să le simt în spatele volanului. Deci o mașină foarte plăcută la condus, mulțumită acestuia. Cât ține de calitatea materialelor, aici japonezii nu ne vor minți cu lucruri sau cu promisiuni foarte frumoase, dar într-un final să ne dea ceva mai aiurea. Este totuși o mașină confortabilă, foarte potrivită atât pentru o familie, cât și pentru serviciu. Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Autoblog.md recomandă Raiffeisen Leasing, programul tău de finanțare cu dobândă anuală de doar 6,7%.